Asta e foarte important să reținem de la început. Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Asta înseamnă că vă place muzica bună, vă place să iubiți, vă place viața și dacă se poate să facem și un pic de bine și unii chiar mai mult, ar fi foarte frumos. N-am venit să stau mult, am venit să aduc mulțumiri. În primul rând, instituțiilor care s-au implicat pentru acest caz umanitar, agențiilor economici. Nu vreau să nominalizez foarte mulți, în special pe cei de la Multicom, care de fiecare dată s-au implicat, nu doar în acest caz, împreună pentru Raluca, au fost de fiecare dată cu sume foarte importante. Instituții, grădinițe, școli, toți care cunosc acest caz și au luat parte la acest caz umanitar de a face bine. Aș mai putea spune persoane fizice care au făcut foarte mult și vor face mai departe. Mă bucur să văd în sală și am văzut chiar în față că sunt alături și mereu de comunitate. Echipa noastră campioană, Volei Municipal Zalău, îi felicit și îmi doresc să aibă mult succes de acum mai departe. De ce nu să reedităm succesul, să devenim campioni și anul acesta. Așa că, o dovadă a implicării lor, chiar astăzi au scos la licitație 3 tricouri de campioni naționali din sezonul trecut. Așadar, vă rog să vă implicați cât de mult se poate și să se strângă sume importante. Vă felicit încă o dată, dragi zălăuani, dragi sălăgeni care sunteți prezenți și luați parte în această bucurie a spectacolului. Și așa cum am spus, hai să celebrăm viața în această seară, alături de Boschito! Hai, Zalău! Împreună pentru Raluca! Boschito! Azi e ziua mea, dar arde cine să te arunca. Un an s-a mai pus pe dobogan. E ziua mea, de dobogan, nu mișca părul alb, stărăgân. Să zâmbă de la fel, la fel. Yeah, yeah, yeah. Timpul trece, mă lăsă rece, păi n-au dumă, lăsă la păi, yeah, yeah. Timpul trece, mă lăsă.
azi e ziua mea. Azi e ziua mea. Azi e ziua mea. Cu pofta și seia. Am scris această piesă acum un timp, când am împlinit 30 de ani. Un timp. Mi se părea că sunt bătrân, că sunt terminat. Gata, s-a terminat toată tinerețea, toată distracția, tot ce era mai frumos pentru mine în momentul ăla. Și am uitat eu foarte atent așa în oglindă, chiar cu schimbările de rigoare. Și am zis, bă, dar tu tare prost ești. Păi nu tot tu ești, nu la fel petreci, nu la fel iubești, nu la fel, nu știu, la fel îți savurezi viața. Ce contează ce vârstă ai în buletin? Pentru că dacă stau să mă gândesc toată viața mea, am văzut persoane de 80 de ani care erau mai tineri ca mine și ca tine și am văzut persoane de 14-15 ani care erau mai bătrâni ca toată lumea. Acum depinde ce ai înăuntru. Așa că în acest moment, cu mine, care fac 37 de ani, că nu sunt așa. Toți cei de aici de la Zalău, care indiferent de vârsta din buletin, se simt tineri, toți tinerii din Zalău, ții ritmul cu băiatul meu de la Tobe! Timpul trece, o lasă rece, pe dinăuntru am rămas la fără. Timpul trece, o lasă rece, de nu știu tu de prima mea. Timpul trece, o lasă rece,
dar nu știu cât de plin mă vei iei. Tipul schimbă, dar ora vorba. Corul schimbă, dar ora cei care au nevoie, pentru că și din acest motiv s-a făcut acest concert, deci și un element de calitate. Sper să fiți sănătoși, pentru că, efectiv, și credeți-mă, puteți să vă uitați pe YouTube și pe, nu știu, pe Facebook, pe toate videoclipurile astea de la concertele noastre și sunt foarte multe, chiar nu zic chestia asta de fiecare dată, deci nu zic de complezență absolut deloc. Deci mi se pare că sunteți niște oameni fantastici și vreau tare, tare mult să ne mai întâlnim. Hai să-ți explic ceva. Deci eu... Deci nu cred că o să vină nimeni cu mine acasă, pentru că noi suntem în București, orașul ăla cu blocuri mari și gri. Tu vrei să vii în București? Proastă idee. Întrebuți la zona asta, la Sălaj, cum arată? Ea face mult mai mult sens. Du-te dacă vrei, un an, doi, dar nu-ți vin de casa de aici, că o să-ți pară rău. Ești tânăr și eu am vrut să plec în lumea asta mare, am plecat în America și peste tot. Și guess what? Multă sănătate tuturor, aveți grijă de voi, mulțumim că ați venit să ne vedeți. Băiat acasă, care bine mai era.